Bucurei și am găsit un taxi. Suntem pe culoarul între granițe, ca să zic așa. Și așa arată dolarii singaporezi. În fine, am ajuns. Asta e hotelul pe care l-am rezervat noi. Cred că e cel mai ieftin din zonă. O să vi-l arătăm, hotelul 81. Bună dimineața de aici, din Tioman. Asta este ultimul răsărit de soare. Mergem înapoi către mainland. Și de acolo, într-o nouă destinație, și anume Singapore. Așa că stați cu mine în continuare să descoperim și Singapore. Dar până atunci, haideți să ajungem la feribot și mai vedem de acolo. Foarte frumos răsăritul ăsta. Eu nu prea am prins vreun răsărit mai bun ca asta de când sunt aici. Liecii fac o gălăgie. I bite you, man. I see you next time. Primul și ultimul răsărit de soare. Și suntem aici unde am venit. Mergem către feribot, dar așteptăm să vină să ne ia transferul. S-a luminat un pic. E 6:40, la 6:45 ar trebui să vină să ne ia. Fiindcă la 8 avem feribotul. Trebuie să fim cu o oră înainte. Ăsta sunt eu, în cazul în care vă întrebați cine vorbește. M-am trezit la 5, sunt ok, sunt fresh pentru o nouă aventură în Singapore. O să vrem să mergem cu un Grab, un fel de Uber, de-al nostru din port, până în Vama cu Singapore și de acolo să luăm, facem formalități și să luăm un metrou până în oraș. Mi-a venit și transferul. Good morning! I thought that you forgot about us! Cu asta plecăm, cum spuneam, îi folosesc de asta pe insulă. Și o să plecăm la fel cum am venit, adică aici, cocoțea sus, în spate. Omul a fost foarte punctual, cum vedeți, este 7:15. În schimb, prietena mea nu e, ca de obicei. Și am ajuns în port, aici facem check-in-ul. Și acolo să mergem să așteptăm feribotul. Și asta e barca care vom pleca, cred. Cam așa a fost și aia când am venit. Asta e. O nouă aventură. Singapore. Here we come. Suntem bine, ne-am întârziat, am ajuns chiar la timp. De fapt, noi am ajuns la și 20, dar, cum vedeți, nu e atât de multă lume acum că ne întoarcem către mainland. Vremea e ok, ceea ce mă bucură. Sper să fie și în Singapore când o să ajungem, dar cu siguranță va fi o aventură că nu am aranjat transportul încă. Mă bazez pe faptul că o să găsesc Grab acolo în Mersing. Dacă nu, asta e, o să încercăm cu un bus. De aceea spuneam, stați cu mine să vedem cum o să decurgă ziua de azi. Sper să fie o aventură plăcută. Hei, tocmai ne-am urcat în feribot. Așteptăm să plece, cam așa arată.
nu e așa de aglomerat cum a fost la venire aici. Haideți să ne vedem dincolo în Mersin. Am găsit un taxi. Ăsta este 230 de ăștia, deci 230 de ai noștri. Asta e mașina. Oh. Luggage? Inic? No problem. No problem. Okay, 200 230 JB Central. Okay. Okay. Yeah. No problem. Win-win. You good, me good. Yeah, same. Yes. Win-win, yo, win-win. Yes, win-win, of course. Good. Deci, cum v-am spus, 230 de ring până în vamă. De acolo vedem. O să ne oprim să mâncăm pe acolo, pe undeva, ca să mai pierdem vremea pe aici. Vremea oricum e foarte bună, așa că asta e. Singapore ne așteaptă. Am făcut 3 ore și un pic, a fost un pic mai încet decât la dus, dar doar mai este ok, este 12 fără 10 și am plecat către Johor Bahru. Mersi! Yeah. La revedere, bye! Bye, mersi! Yes! Și am ieșit din Mersi! Ah.
Hei, și am ajuns aici la granița dintre Singapore și Malaysia. Cam așa e nebunia asta de aici. O să trebuiască să luăm pe acolo pe în față, o să ne urcăm pe pod, dar vrem să vă arăt cam cum arată. Noi deja ajungem acolo sus. Pe acolo o să trecem noi către Singapore. Haideți să intrăm să vedem cum ajungem. Ok. Și o să mâncăm aici să ne dumirim exact încotro o luăm. Cam astea sunt opțiunile. Fish. Și ultima masă în Malaysia. Asta e porția mea de animal. Și asta e porția ei. Avem poftă. Auzi, supule. Thank you very much. Cum spuneam, suntem aici la granița cu Singapore, încă în Malaysia. Ne facem plinure, după aia trecem pe jos. Sper să nu avem probleme, să trecem cu bine. Noi am făcut toate formalitățile, acum să vedem dacă sunt ok. Suntem pe culoarul între granițe, ca să zic așa. Adică pe aici. Așa se traversează aici, pe destru. Și eu am trecut, prietena mea însă n-a avut pașaport la electronic și trebuie să treacă pe la ghișeu. Vă aștept aici, la intrare. Următorul pas va fi vama din Singapore. Asta a fost vama din Malaysia, doar o formalitate, scanezi pașaportul și treci, pentru noi ca și români. Și până la urmă o să facem trecerea între vămi cu autobuzul, fiindcă am luat-o greșit și în loc să ajungem la metrou, am ajuns la autobuz, așa că vom ajunge în vama cealaltă prin autobuz. E cam aglomerat, asta este, nu ne-am orientat. De acolo o să facem formalitățile și o să ne întoarcem la același autobuz cu care o să plecăm mai departe către oraș. Dar vă explic mai mult după ce facem formalitățile de intrare în Singapore. Sunt curios să văd cât de aglomerat este. Cum spuneam, noi o să ne dăm jos, în vamă, facem formalitățile și o căutăm același autobuz. Și am ajuns în vama singaporeză. Am reușit să ieșim afară, am trecut de vama singaporeză. Am stat, cred că vreo 20 de minute, fiindcă la scan nu a mers, a trebuit să facem manual. La manual, pentru prietena mea care în Tanzania, a trebuit să o reverifice. Una peste alta am stat o jumătate de oră. Acum am ieșit din nou afară să preluăm în continuare pasul către oraș, către downtown. Iar de acolo o să luăm un tren, metro. Asta e linia în spatele meu, ăsta sunt, haideți să ne vedem în pas. Hei, ne-am urcat și în pas, mergem către centru și de acolo vedem mai departe ce metro luăm până la hotel. Am ajuns la MRT stație și încercăm să ne dumerim care e mai aproape și cu ce plecăm de aici către hotelul nostru. În orice caz, cam ăsta e traficul de astăzi. Stăm aici la caserie să întrebăm și cum plătim și ce trebuie să luăm exact ca să ajungem cât mai aproape de hotel. Și așa arată dolarii singaporezi. 50 dolari singaporezi care sunt aproape cât 50 dolari americani. Oricum, pentru mine au fost 55 fiindcă cel puțin mie, Revolutul mi-a 5 dolari comision. Hei, suntem deja în tren, așa că mergem către hotel. Cam așa arată Singapore în drumul nostru spre hotel. În fine, am ajuns, ăsta e hotelul pe care l-am rezervat noi, cred că e cel mai ieftin din zonă. O să vi-l arătăm, hotel 81. A durat ceva până aici, o să vă spun și aventura mea mai încolo, dar haideți să facem check-in. Facem un duș și vă povestesc aventura mea până aici la hotel. Haideți să vă arătăm și camera. Camera arată foarte bine, numai că este feră
Fără geam. Asta e dormitorul. Asta e geam. Avem aici oglindă. Acolo e ușa. Și aici este baia. Cu duș. Și pasta plătesc eu două nopți 800 de lei în bani noștri. Ca să știți. Și am ieșit la masă, până la urmă am făcut și noi un duș, ne-am aranjat în cameră și am ieșit să mâncăm ceva. Prima zi, prima noapte noastră aici în Singapore, suntem cam dezorientați, suntem și obosiți. O să intrăm aici să mâncăm ceva, vă arătăm și vouă și vedem după aia cum ne simțim. O să intrăm aici să vedem, arată interesant. Haideți să vedem. Happy Seafood Village. Cam asta e, bă, că e plin de asiatici. Nu mă miră, mamă, ce e pe aici. Ia să vă arăt și vouă. Bă, ce am pus tot. Ia uite-i pe ăștia nene. Look that bird. Man, cam arată într-un fel aici. Nu sunt nici ieftin. $10 100 de grame. Dolari de-ai lor, dar sunt aproape de ăștia americani. Cam asta este. Haideți să vedem dacă alegem ceva de aici. Și că m-am aglomerat. Aici se consumă și bere și de toate. Dar ăștia îmi plac. Într-o țară unde gălăgia cu ghilimele e interzisă, uitați-vă câtă gălăgie poate să fie aici. Țara asta are atâtea reguli și nu se aplică nimic din ce văd eu, din ce am văzut până acum. Asta așa, ca o paranteză. Noi căutăm să mâncăm ceva aici, o să vedem. Când aici, fiindcă în primul rând e foarte mare gălăgie acolo, nebunie, zici că e petrecere și nu mai avem răbdare să stăm, sunt prea obosiți ca să stăm la așa gălăgie. O să culegem ceva de pe drum să mâncăm ușor în seara asta, fiindcă chiar nu pot să stau în gălăgie asta. Asta e una dintre porcării, să vedem ce o să-mi vină mie. Asta e smoothie meu de banană, dar e făcut fără gheață, așa ne-am spus, să vedem cum iese. Și asta e nebunia mea, ceva cu brânză, cu pui, miroase a spicy, sper să nu fie. Și cu smoothie asta de banană. Să avem poftă.